Aici avem aproape 300 de metri pătrați. Vom folosi cam 150 de ml de foc, 150 de ml de fertarga la 100 de metri pătrați, în 5 litri sau cu 5 litri de apă pentru 100 de metri pătrați. Gazonul arată foarte bine. Acum, după ploaia aceea înghețată care a fost acum undeva 2 săptămâni și apoi zăpada, un pic firele sau vârful de la, să văd dacă se vede, vârfurile s-au uscat un pic, acum le tundem și o să rămână frumos verde. Când aplicați foliarii, să îi dați pe iarba cât de cât să fie uscată. Acum e undeva ora 1, iarba e complet uscată, pentru că se absorbă mai bine nutrienții. Nu e nevoie să irigați după ce aplicați. Irigarea foliarilor e de făcut când sunt temperaturi de peste 27-28 de grade. Încercați, la mine cu undeva 5 litri de apă reușesc să mă duc pe toată suprafața pe o direcție și apoi să vin pe cealaltă direcție, ca să am acoperirea cât mai bună. O să-i dăm acum îngrășământ foliar și peste câteva zile vedem cum sunt temperaturile, o să dăm și îngrășământ solid. Nu cred că o să scarificăm deocamdată. Scarificarea în perioada asta de început de martie se poate face, dar strict folosind arborele cu sârme, cât să scoatem iarba care stă pe verticală și uscată. Aici, gazonul acesta n-a fost semănat de mine, a fost folosit ceva mix de semințe mai slăbuți și iarba cam suferă pe perioada iernii. Nu a fost trafic pe el decât în ceva zonă mică, cam aici a fost un pic de trafic și avem soare destul de mult. Chiar acolo lângă gard, o porțiune undeva la un metru, am avut acea boală microdocium, pentru că iarba nu a avut soare, cred că un sub 2-3 ore pe zi. Mă duc să vă arăt. Aici. Așa, ia să vedem. Aici avem Poa annua. Această, ia să văd dacă pot scoate aceste frunze ceva așa mai uscate, e Poa annua, e o buruiană care a fost plină aici de buruiană aceasta anul trecut, însă am ierbicidat și am cam scăpat de ea. Aici avem acea boală microdocium care v-am zis, care poate apărea la umbră, nu e nimic periculos. Aici. Aici, așa. Asta, când scarificăm, uitați-vă, este acolo, nu știu dacă se vede, iarbă, rădăcina nu-i moartă, doar frunzele sunt moarte. Aici avem o pată mai mare. Aici e și o combinație și de boală și de multă buruiană care pe perioada iernii suferă. Așa, aici mai avem un punctuleț, aici un punctuleț, dar în rest arată bine. Deci asta, zona asta e cam un metru pătrat, e mai afectat. Aici știu ce s-a întâmplat, și foarte multă buruiană, Poa annua. În schimb și avem o problemă cu sistemul de irigat, n-a fost proiectat foarte bine. Avem 3 aspersoare care bat în zona respectivă și cam greu le putem schimba cât să avem acoperire bună. Și de aceea iarba aici a suferit. Ne arată. În rest, arată bine. O să vedeți că după o tunsoare, după un foliar, ce bine va arăta. Ce avem de aplicat pe 280 de metri pătrați, o să calculăm ca 300, o să punem cam 150 de ml de foc SNK,
150 de mililitri de fertargă la 100 de metri pătrați. Asta ori 3, vine 450 de mililitri. Să văd aici ce cup am. Deci am zis 450, asta are 125. Ne trebuie 3 și jumătate. Bun.